Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De ce în sfârșit am intrat și noi în rândul țărilor civilizate? Să știi că e semn de bunăstare asta. Așa cum plecau românii săraci de noi, cum plecau românii în vest în anii 90, 2000 și 2010, și era plin acolo de români, se uitau ăia ciudat la români, așa vin acum aici la noi. Sri Lankezi, nepalezi, vietnamezi, am văzut și africani, nu știu să-i identific de unde mai sunt. Mai puțin africani, dar asiatici sunt mulți. Băi, sunt africani, i-am văzut mergând cu bicicletele prin trafic, toată simpatia pentru ei, dar nu cred că înțeleg care este conceptul de mașină. Pe cuvânt, am văzut, fac un slalom printre mașini cu bicicletele alea, de mi-e milă de ei să nu care cumva să-i lovească cineva. Da. Deci dacă am ajuns în faza asta cu muncitori străini care vin în România... Suntem un fel de Germania de pe vremuri. Înseamnă că s-ar putea să vină momentul curând în care România să redevină atractivă și pentru românii care au plecat afară cu mult timp înainte. Și au început să apară semne de genul ăsta. Am văzut un interviu, un binecunoscut istoric britanic, care este specializat pe spațiul românesc, Denis Deletant, pe care îl știu, cred că l-am și intervievat la un moment dat prin anii 90. E un timp foarte mișto. Vorbește românește, prima dată a venit în România în 1965. A pierdut un pariu de se ocupă de România sau ce avea? Nu, el e specializat pe spațiul românesc. Și așa. A scris niște cărți. La un moment dat a fost declarat, i-a interzis Ceaușescu intrarea în România, pentru că, mă rog, era foarte critic. Adică e chiar un tip mișto și știe multe despre țara asta. Acum e profesor de studii românești la University College din Londra. El recomandă românilor plecați în Europa și mai ales tinerilor să se pregătească de revenirea în țară, deoarece, spune el, România va deveni curând o placă turnantă în regiune. Încă o dată, nu mi-aparține mie afirmația, este a lui. Și știu că suntem, avem așa complexul ăsta de inferioritate. Spune, cine mă, noi, haide mă, nu e adevărat. Băi, asta spune omul. Și de asta v-aș invita să purtăm o discuție în dimineața asta. Ori ne dați mesaj audio, dacă nu puteți să ne sunați, că n-aveți timp, că sunteți la muncă, aici sau în străinătate. Mesaj audio pe WhatsApp 0728313232 sau în direct la telefon 0372069599. Care te-ai întors în țară? Care v-ați întors după ce ați lucrat mult timp afară? Ce ați găsit aici? Cum e? Cum sunt? Cum e față de cum erau așteptările? Și care vreți să vă întoarceți? Ce sperați să obțineți? Ce sperați să faceți? Să începeți aici. Eu am lucrat în urmă cu vreo 2 ani cu un meșter care se întorsese din Italia după ce lucrase 15 ani în Italia. Și a zis, am venit aici pentru că deja câștig mai bine aici decât câștig în Italia, decât câștigam și în Italia. Și asta e interesant. Dar este adevărat, zice, numai în București și în Iași. Nu, el nu era... E moldovean, nu încerca în transit. Poate și zice, Cluj, București, în alte părți nu. Dar în București, zice, câștig mai bine decât în Italia și măcar aici sunt cu familia. Asta e interesant, doar cei care s-au întors deja, dacă sunt sau nu dezamăgiți de ce au găsit aici și cum se descurcă. Bun, sigur, situația nu e ideală, dar, în fine, asta e treaba. S-ar putea să devină interesant. Deci 0372069599, care v-ați întors, cum e, ce ați găsit și care vreți să vă întoarceți, ce sperați să obțineți și să faceți și cât vă hotărâți să sunați să vă zic și ce mai clar ce a declarat domnul profesor Deletant. O declarație pentru știrile Pro TV. Citez. România, din punct de vedere strategic, va fi o placă turnantă pentru dezvoltarea Orientului apropiat, cum era în secolele 18-19. Foarte mulți negustori au devenit atunci antreprenori. Au construit căile ferate, au construit tot felul de mijloace de a exporta și de a importa. Același lucru se va întâmpla la o altfel de scară cu mijloacele tehnologice care există acum. Deci România are această șansă de a se realiza și de a fi o țară într-adevăr foarte înfloritoare în Europa. După care el a continuat referindu-se la imigrația masivă din țara noastră către vest, din ultimii 20 de ani. Știți că avem, e țara care are cea mai mare emigrație pe timp de pace din Europa cu siguranță, dar sunt câteva milioane de români care lucrează în vest. Domn profesor spune așa, citez, România trece printr-o fază prin care au trecut și alte țări membre ale Uniunii Europene. Și aici, spune dânsul, m-aș referi la experiența Spaniei și a Portugaliei. De exemplu, când au intrat în Uniunea Europeană, a fost un exod al creierilor din aceste țări. Și s-a mai întâmplat și cu italienii după război. Da. Italienii care emigrau în masă. În America. Și dacă, da, și dacă vorbești, de exemplu, cu portughezi, ei spun, apropo de România,
în anii 80-90, portughezii emigrau unde puteau să facă un ban, în vestul Europei, în Europa civilizată, și erau priviți foarte rău. Ca sărmanii Europei, uite, au venit și săracii ăștia și... Deci, poate cine știe, suntem pe același drum și e momentul să înceapă să întoarcă românii. Deci, 0372-069-599, am vrea să vorbim cu aceia dintre voi care v-ați întors în țară și ce ați găsit și cum e experiența până acum, și cu cei care ne ascultați din diaspora și vreți să vă întoarceți, vă bate gândul și ce sperați să găsiți. Da, am vrea să vorbim cu aceia dintre voi care v-ați întors, cum vi se pare experiența, dacă regretați că v-ați întors sau, dimpotrivă, vi se pare mai bine, și, desigur, pe aceia dintre voi care ne ascultați din diaspora, dacă vă bate gândul să vă întoarceți, ce sperați să obțineți. Hai să ascultăm vreo 2-3 mesaje și după aia intrăm și în direct. Aha. Salutare, salutare! Radu, sunt din Târgu Mureș. Eu m-am întors după 17 ani, petrecut în Irlanda, în 2001. 2005 am plecat și în 2021, la sfârșit, m-am întors. Mă bucur. A fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o. Uite. Okay. Până aici e bine. Bună dimineața din nou și bine v-am găsit. Eu mă număr printre cei foarte mulți plecați în afară, în străinătate. Am stat aproape 11 ani în Italia. M-am întors în România și mi-am făcut un mic magazin la țară și eu zic că este foarte, foarte bine. Okay. Pot să spun că trăiesc mai bine ca în Italia. Și bună să aveți, numai bine, Doamne ajută. Asta doar prin muncă. Eu deja acum sunt pe drum, merg la marfă și am o oră și ceva de mers deja. Nu, dacă am avea și autostrăzi... Imediat venim și cu mesaje. Sunt foarte multe mesaje, mulțumim pentru Cristian ele. În Hasselt, Belgia. Am fost în 2006 până în 2009 în Spania, am venit în țară și de un an jumate sunt din nou în Belgia și nu mai mă întorc în țară niciodată. Uh-huh. Dacă mă ține Dumnezeu sănătos, aici stau. De ce? Deci a încercat, nu spune. Păi asta vrem să încercat, știm și de ce. A încercat în țară și nu i-a plăcut și a revenit în străinătate. Ok. E adevărat, în altă parte. Spuneți-mi voi cine e pe linia 1 ca să începem. Pe linia 1 e Julien, scrie. Hai să vedem. Julien, bună dimineața. Bună dimineața. Alo, bună dimineața. Bună dimineața. Mă numesc Julien Trușcă. Da. Sunt un român care a plecat în anii 2000, când exista acest miraj al străinătății. Am stat în Italia 15 ani, m-am întors în 2014, definitiv, cu două perioade în care am revenit în țară, în 2011 și după aceea, okay, întâlnind... Acum ești în țară? Birocrația. Da, acum sunt în țară, din 2014. Bun, și ai și experiența lucrului afară și România. Cum e? Acum, cum ți se pare că se poate lucra în țară? Eu încurajez toți românii care sunt plecați afară să se întoarcă în România. De ce? De ce spun lucrul ăsta? Și eu am trecut la început, în perioada 2014-2016, printr-o perioadă în care mă bătea gândul să mă întorc, să mă reîntorc în Italia, să nu mai întorc în România, deoarece vedeam mentalitatea românilor care sunt aici, venind cu altă mentalitate, venind cu un alt mod de lucru, venind cu... Spune-mi, te rog, ți se pare că s-a schimbat semnificativ, adică s-a schimbat ceva în România în acești ultimi 10-15 ani, cât te-ai tot plimbat dintr-o parte într-alta la muncă? Încet începe să se schimbe. Nu s-a schimbat foarte mult, dar reușim să devenim și noi o țară încet ca afară, cum se spune. Mulțumesc mult, Julien. Hai să mai luăm telefoane. Doi? Linia 2, da. Vrei? Brabete. Brabete. Bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Salut, te ascultăm. De unde ne suni, în primul rând? Poftim? De unde ne suni? Din mașină. Bravo. Ești matematician. Și mașina ala. Unde e? Da. Unde te afli? Unde mă aflu? În balon. Da, deci ești în România, da, sau în străinătate? Sunt în România. Sunt din comuna de Veselul, județul Oldea, la Americani. Ok. Și am fost plecat în afară vreo 13-14 ani. Ok, și acum te-ai întors? Ești, ai venit și să acum lucrezi? M-am întors, acum în 2017 m-am întors, dar ce am găsit aici este schimbat în infrastructură, dar mentalitatea oamenilor încă mai trebuie lucrat un pic la ea.
Bun. Adică aș vrea, după mine, să iese cel puțin 4-5-6 luni afară, în special oamenii care lucrează în instituții publice. Că... Bună asta, ca să vadă cum se comportă acolo. Da, să vadă un pic respectul față de oamenii care se duc, nu se duc de drag la ei, sau se duc să-și plătească ceva, sau merg la spital, sau... În schimb, acolo e altceva. Eu am trăit la Roma, am spus 13-14 ani și altfel au mentalitate, altfel te tratează dacă te duci cu ceva, adică... Mai mult respect, dar câștigi mai bine, câștigi mai bine în țară decât ai lucrat, decât câștigai în Italia? Mai bine, da. Câștig aproximativ, dar sunt la mine acasă, am familia, am... Ce lucrezi? Ce lucrezi? Ce lucrezi? Am o firmă de transport combinată cu o firmă de construcții și fac transport, acum merg către București să descarc. Adică sunt propriu patron la firma mea. Adică și spui că câștigi cam tot așa. Da, da, chiar un pic mai bine. Acolo mai era, vă dați seama, chiria și tot. Aici, în schimb, toți banii, vă dați seama, toți banii rămân având casa ta proprie, că și acolo. Acolo câștigai 2000-2000 ceva, dar era, în schimb, 1000 chiria, mai erau gazele, mai scumpe acolo, vă dați seama. Mulțumesc dar... mult pentru intervenție, foarte interesant. Mulțumim. Andrei, bună dimineața. Bună dimineața, Andrei. Salut, Andrei. Bună dimineața. Te rog. De la Sibiu, bun. Chiar numai luna asta m-am întors din Germania, am lucrat în domeniul sudurii. Da. Se câștiga destul de bine. Mamă, tu sudor în România, cred că e nevoie, din câte știu, de sudori ca de apă. Da, este nevoie de sudor, dar nu vor să plătească. Aha. Deci în Germania luam 3200, da. Aici nu vor să-ți oferi nici măcar 1000. Serios? Am câteva CV-uri băgate, vreau să mă reapuc, dar lucrez în construcții și văd că merge construcțiile foarte bine. Am 20 de ani de experiență în domeniu. Dacă știi acum aici mai mult de 3000 de euro pe lună? Dacă mă țin de construcții, cred că da. Bun, deci una sunt 3000 de euro în România, alta 3000 de euro în Germania. Categoric. Mulțumesc foarte mult! Ionuț, bună dimineața! Salut, Ionuț! Salut, Ionuț. Salutare! Uite, eu am fost plecat și am fost plecat când eram tânăr. Undeva după 18-19 ani am și luat calea străinătății. Da. Dar tânăr și cu mirajul respectiv am decis să mă întorc înapoi acasă. Deci, în primul rând, aici ți-e familia, sunt toate locurile dragi și așa mai departe. Și trecând de toate astea, ce facem dacă plecăm toți? Fugim toți de probleme, de responsabilitate, de absolut tot. Ce ne facem? Sigur, bun, e o întrebare corectă, dar pe lângă asta, eu vreau să te întreb, după ce te-ai întors aici, simți că ai mai multe oportunități profesionale? Absolut, câștigi absolut, mai bine? Absolut, sigur că da. În primul rând, dacă mergi dincolo, într-o altă țară, poate cu o limbă și mai grea, este mai dificil până o înveți. Automat sunt restrânse prioritățile și calitățile tale pe care ți le acumulezi în țară, da? Degeaba știi să faci de toate dacă nu știi să vorbești. Da, Ionuț, în ce domeniu lucrezi? Eu lucrez în domeniul marketingului. Și zici că e mai bine acum aici decât era când erai plecat. Absolut. Să știi că în România domeniul ăsta este plătit destul de bine. Mulțumesc mult, Ionuț, pentru intervenție. Vă tai mai scurt, că încerc să iau cât mai multe telefoane, centrala e plină. Paul, bună dimineața! Bună dimineața, Paul! Neața, Paul! Salut, bună dimineața! Te rog! Să știți că banii sunt doar unul dintre motive. Cred că unul din cele 50 de motive. Da. Contează foarte mult de unde pleci și unde te duci. Okay. Eu, de exemplu, am plecat după 18 ani din România din poziția de IT-ist și nu pot să spun că e o diferență de 10.000 de euro între salarii, dar contează foarte mult zona în care te-ai dus, da, și de unde ai plecat. Da? Deci eu am plecat din centrul Bucureștiului, da, și trăiesc în Bayern, Germania. Da? Al nivel de trai, altă organizare urbană. Exact. Contează foarte mult de unde. Da. Acum, din păcate, românii care sunt plecați afară sunt între 8 și 9 milioane. Recensământul din decembrie anul trecut a spus că sunt în țară 19 milioane de oameni. Este fals. Sunt în jur de 14 milioane. Asta este marea problemă. Da? Bun. Și
Te bate cumva gândul să revii sau asta e? Niciodată. Niciodată, pentru că până la urmă știți care este, așa cum au spus și ceilalți, casa este de fapt aceea unde ești cu familia, da? În momentul în care ești cu soția plecat sau, mă rog, cuplul este plecat, au copii acolo, da? Și au intrat în sistemul de acolo de educație, de învățământ și așa mai departe, da? Pensie. Deci diferențele sunt enorme. Și nu ține de salariu. Mulțumesc, am înțeles, mulțumesc, înțeleg ce spui, mulțumesc, mă bucur că am avut și pe cineva de partea cealaltă care nu vrea să întoarcă, să nu creadă lumea că suntem doar într-o singură direcție. Nicolae, bună dimineața! Mai avem un minut? Bună dimineața! Bună dimineața, Nicolae! Te rog! Bună dimineața! Da. Din punctul meu de vedere, schimbări majore nu se vede aici. A trebuit să mă întorc în țară datorită unei probleme de sănătate a soției. Nu mă consider plecat deoarece eu lucrez ca și șofer. Dar și de ce n-ai putut să rezolvi acolo unde erai problema de sănătate? Că sistemul medical de afară... Problema de sănătate a fost a soției mele, soția era acasă, da? Ah, ok, am înțeles. A, nu venise cu tine. Credeam că v-ați întors. Nu venise cu mine. Soția era acasă cu părinții, bătrânii, cu copiii. Bun. Și cum e experiența? Ești dezamăgit? Dezamăgit total, da. De ce? Ce anume? De șase luni lucrez în România, dar condițiile, salariul... În ce oraș? Lângă București. Lângă București? Dar lucrezi în București sau ce înseamnă lângă București? Că lângă București e, nu știu, și Telorman, Alexandria. Nu, în Ilfov. Din Ilfov sunt. Da. Bine. Mulțumesc foarte mult pentru intervenții. Nu mai avem timp. Știu că sunați. Asta e o discuție interesantă. Uite, poate că Europa FM o să facă o emisiune mai lungă cu asta. Sigur că lucrurile nu sunt ideale. Sigur că mai e mult până departe. Dar mi se pare că se schimbă. Și asta este lucrul cel mai bun. Și că se schimbă în bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.